Reagan. Salutare, prieteni! Avem un prieten special, invitatul din această ediție, Stelian Tănase. Îl știți foarte bine, fiindcă atât cea care a deschis seria acestei emisiuni cu totul aparte pentru mine, interviul neconvențional, e vorba despre Cristina Țopescu, cât și eu ne-am bucurat de simpatia și de prezența lui Stelian Tănase de foarte multe ori. Sperăm să o fac în continuare, sper să o fac în continuare an bun de acum înainte. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc de invitație. Și avem un pretext cu totul aparte, cea mai recentă carte semnată de Stelian Tănase, cu un titlu care mi s-a părut din capul locului extrem de aparte, dincolo nu e nimeni. Cam provocator, nu? Da, dar aștept să mi-l explicați. Nu pot să-l explic, n-am nicio explicație, trebuie să lăsăm misterul. Sigur că eu știu de ce e așa, dar că sunt autorul, dar toată lumea de pe blog sau când mă întâlnește, când mă depilă la lansarea cărții, așa, întreabă ce-i cu titlul ăsta. Cum adică dincolo nu e nimeni? Și evident că nu răspund. Lasă enigma să rămână în continuare și fiecare citește și își dă un răspuns. Că nu e un răspuns, da, drept așa. Înțeleg. Păstrează o aură, o confuzie, o ambiguitate. Ați produs până acum aproape 30 de cărți, da, de ficțiune cam pe și aici, non-ficțiune. Nu le-am numărat niciodată că sunt superstițios. Unele dintre ele apar pe coperta a treia. Da, dar a inventariat editura, nu eu. Da? Eu sunt superstițios. Editura este Corint, să precizăm și acest lucru. Sunt 6 capitole, peste 450 de pagini. Există niște personaje principale foarte interesante pe care le-ați conturat într-un mod propriu, fiindcă asta e, fiecare scriitor vine cu Caragielean. Eu sunt un... Asta vreau să zic, doar cum au... Pe lângă titlu, ați venit cu o completare, o comedie, titlu și dedesubt, o comedie. Să nu vă spun cât supărată e nevastă mea că am scris o comedie acolo. E o comedie, deci, neagră? Că, nu, pentru că... Da, e o comedie neagră, evident, să se vede, dar că... De ce e o comedie când e o întrebare, ea e foarte credincioasă, e foarte religioasă, bisericoasă chiar, dincolo nu e nimeni, adică vrea să zică că nu există Dumnezeu sau... Mm-hmm. Te poți gândi la scenariul? Dar nu e asta, vă spun eu de înainte, să nu rătăciți. Deci nu e ceva sacru? Este, e un sacru aici, este un mit, este discuția despre mit, aici cum se naște un mit, mm-hmm, cum se naște o de la, dincolo de, mm-hmm, ce e dincolo de... De aici a venit și întrebarea, dar ce e dincolo? Hai să definim ce înseamnă dincolo, nu? Și nu e nimeni, adică nu e negația, ca în ontologie, nu. E, înseamnă existență, nu? Este sau nu este? Nimeni, adică neantul. Ce titlu e ăsta? Păi da, dar poți să zici că dincolo, după ușă, nu e nimeni. În camera cealaltă nu e nimeni. Da. E, să vedem unde ne plasăm ca să răspundem la această întrebare. Și toate cele 6 capitole le-ați pus sub semnul piesei clasice a lui Ion, da, Luca Caragiale, o scrisoare pierdută, da, cu fragmente... Care iubesc la... Cred că de câte ori mă uit la televizor să o văd, intru pe YouTube și văd diferite versiuni. Există, mm-hmm, și cea cu Rebenciuc, există, da, și cea din anii 50, a lui Sica Alexandrescu. Asta e a lui Liviu Ciulei versiunea. Da, cea mai... Da? Eu spun replici odată cu actorii. Dar cred că foarte multă lume, pentru că deja a intrat subcutanat, nu? Da, este vorba de fapt, este acolo în prima scenă, dacă vă amintiți, între Tipătescu și Pristanda. Așa. În care Pristanda îi spune prefectului, care era șeful lui suprem, da? Că s-a dus cu o noapte în urmă la casa lui Cațavencu, povestește, dacă vă amintiți, și... Când povestește și jupându-mi Mitrache Dărică Venturianu într-o noapte, da, furtunoază, da, cum trece niște maidane, cum... așa spune și Pristanda, e aceeași scenă. Și acolo era ședința opoziției, că ei se pregăteau de alegere, era opoziția la Trahanache sau la cine o fi fost candidatul lui Trahanache, nu? Și acolo e dăscălimea. Opoziția, partidul lui Cațavencu, societatea cioclopedică,
e de scălimea. Cine e de scălimea? Grupul impertinent, inteligent și impertinent, nu? Inteligent, independent și impertinent. Cine e de scălimea? De scălimea este burghezia, mica burghezie orășenească, ca să avem cu ei avocat, e și popa Pripici, vă amintiți? Da. Așa, deci lumea asta care face fasonul, face elita unui oraș, Trahanache mai curând e moșire, e venerabil, adică e mare mason. Îi spune venerabile. Da. Da. Și ei sunt burghezia, la lumea urbană care a făcut ceva parale, trăiește din negoți cu tare, este elita intelectuală a urbei, da? Suntem în 1883, nu? Când se întâmplă piesa, când se trecea de la 4 colegii în legea electorală la 3 colegii, se vota după venituri și după educație. Populația era împărțită în funcție de avere și educație în 4 colegii și acum vreau să treacă la 3 ca să simplifice sistemul. Da, da. Aici se întâmplă marea dezbatere din piesă. În jurul acestei, mie îmi place scena aia când se întâlnesc la ședință ca să aleagă candidatul pe cine merge genial. Ați văzut că dau fragmente și din discursul lui Farfuridi, da, 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 și a lui Cațavem. Da, da, da. Genial, absolut genial. Și mi s-a părut că... De-aia am spus o comedie, ați nu? Ați spus și fragmentele, dar ați luat ceva din spirit sau ați încercat să luați cât mai mult din spirit și să mutați așa ce se putea muta. Eu îi sunt dator vândorului Caragiale. Cred că a fost, sper să nu se supere nimeni pe mine care ne urmărește, singurul scriitor genial pe care l-am avut. Genial, cuvântul e genial. Restul au fost foarte mari scriitori, mari poeți... Dar nu a avut niciun geniu cum a avut Caragiale. Și ce era puternic la Caragiale era că nu avea aparența unui geniu. Punea un băutor de bere, nu? Un zeflemist, unul care își pierdea vremea pe redacție și scria mici articole ca să câștige și el ceva, că era amărât, nu avea nicio sursă de venit până când a moștenit-o pe Momolaia și a făcut rost de bani să se mute la Berlin în 1904. Această aparență banală, mediocră, mitică, nu? Lache și mache, nu? Cam așa. Adică nu dădeai două parale pe Caragiale. Și totuși, ce privire ascuțită avea. Ce înțelegea omul ăsta din foiala aia de bucureșteană, valahă din jurul lui. Absolut genial. Care practic ne însoțește până în ziua de azi. Da, 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 da. Și asta mi-a plăcut. Uitați-vă, nu, că o virgulă din Caragiale n-a îmbătrânit. Da, așa e. E actual, este ca și cum a scris ieri Noaptea Furtunoasă. Avem alegerea noastră, o să vedeți. Sunt mai multe. Nu? O să ne distrăm foarte tare. Da, o să începem cu cartea pe care ați scris-o. Vă rog. Și în care am sesizat și faptul că aduceți într-un fel un anume tribut Bucureștiului, oraș de care vă simțiți foarte legat. Toate cărțile mele sunt despre București. Și aveți o cunoaștere și un ochi aparte pentru istoria Bucureștiului. Multe arhive, cărți, hărți, nu? Emisiuni pe care le-am urmărit de-a lungul timpului. Da, un serial am făcut, București și documentare, adică... 80 de episoade. Cine va citi cartea asta o să se reîntâlnească cu iubirea și ochiul pe care l-aveți. Dar... Am vrut să dedic cartea într-un fel cartierului Uranus care a fost ras de Ceaușescu. Este o crimă ce s-a întâmplat acolo. Numai pentru asta își trebuie împușcat. Orașul are o rană care nu se închide. Da. El nu mai e orașul care era București. L-a distrus. Trebuia împușcat pentru asta. Deci nu niciun regret să-l văd căzând sub gloanțe. Deși sunt un om milos. Eu cresc animale. Când văd un film sau o emisiune, imagini cu un animal rănit sau ceva, mă înduioșez, nu rezist. Da? Dar personajul ăsta la mine în roman apare sub numele de Pasvante, Ceaușescu. A fost cel mai odios în istoria României. Nici Gheorghiu Dej nu era mai brească, are cel mai mare număr de crime la activ, Gheorghiu Dej. Nici ăla nu era mai brească, tot comunist, da. Să dă lume așa, să demoleze așa un oraș în vreme de pace, nu era niciun motiv să dă. Asta așa e. Să demolezi casele oamenilor, să-i strămuți pe la periferie, nu era niciun motiv. Dar
efectele acelui cutremur devastator care l-au împins într-un fel pe Ceaușescu? Nu l-a împins nimeni. A folosit de pretext ca să își instaureze propriul lui oraș, ca și în Coreea de Nord, Kim Il-sung, ca și Mao. Uh-huh. Ăștia au distrus niște popoare între secole de activitate laborioasă a popoarelor, da. Vine unul și dă așa cu mâna și distruge tot. Pentru că are putere, nu pentru că poate. Să nu credeți însă că cartea are ca erou principal București. Este, dar e o poveste acolo care te poate păcăli dacă nu ești foarte atent, fiindcă când te duci la începutul secolului, când ești în a doua jumătate, când intri după Revoluție 1989, există o crimă, un pretext care merge așa ca o idee de la început până la sfârșitul cărții. Asta mi-a plăcut. Și bineînțeles, există și un jurnalist. Și există o poveste de dragoste foarte puternică. Poate chiar mai multe. Dar, în principal aceea între Sasha și exact. Adam Bruno este pe care este ca o matrioșă așa dintr-una într-alta. Asta e o dar ea este firul roșu al cărții, o poveste, zic eu, o mare poveste, nu că am scris eu o mare, dar în sensul că este o mare iubire acolo. E chiar iubire profundă. Sunt niște oameni care se înțeleg din priviri, care trăiesc unul pentru altul, tot timpul există unul pentru altul. Tot ce li se întâmplă, trăiesc împreună. Nu? Mi-a plăcut această complicitate. Eu cred că dragostea este în principal complicitatea între doi oameni. Dacă n-ajung să fie complici, adică să trăiască unul pentru altul, să se întrajutoreze, să existe unul pentru altul, aia nu e dragoste, este un așa, un amantlâc. Am vrut să scriu o mare poveste de dragoste. Și ideea și întrebarea pe care mi-am pus-o este să poate într-o vreme urâtă, într-o societate fracturată, să existe o mare poveste, o adevărată poveste de dragoste. Rezistă doi oameni care se iubesc la presiunea mediului, la mizeriile oamenilor din jur, la agresivitatea, la vulgaritatea. Nu vă spun că trebuie să citiți cartea. Ați inventat și foarte multe scrisori de dragoste. Da, este un schimb de scrisori, mai multe schimburi de scrisori. Care sunt absolut superbe. Sunt foarte simple. Dar e și ceva care a cam dispărut, pe care o regăsim în cartea asta, că corespondența în ziua de azi... Nu se mai poartă, acum pe computer. Și acolo sunt tot felul de scrisori, da. Cu tot felul de lucruri absolut umane. Ei scriu odată... El e într-o tabără de pictură, că personajul meu este un pictor, să spunem, da. Adam Bruno. În altă parte, ea este... pe un șantier, că trebuie să plece din București, că familia era urmărită, avea un tată arestat, etc. Și se duce undeva la mare, unde și el se duce după ea și sunt niște scene acolo. Pentru că pictorii iubesc să meargă la mare să picteze. Da, este ceva foarte comun. Și apoi când el merge la Londra, unde deschide o expoziție, și ei corespondează, că erau pentru prima dată când ei se separau, după momentul în care el a fost închis. El a făcut pușcărie la Aiud și apoi asil psihiatric la Poiana Mare. Și atunci, sigur că dacă sunt separați, scriu. Asta mi-a plăcut. Nu poate să trăiască unul fără altul. Eu asta am pus să creez un sentiment puternic și real de iubire, nu un amantlâc. Mi-a reproșat și cineva odată că într-un roman unde am pus foarte multe scene erotice, sex, ca să fiu mai exact. Sunt, credeți-mă. Da? Și acum n-am vrut să mai insist pe partea carnală a unei povești, ci pe, vedeți, depărtarea asta. Da. Stimulează iubirea și o scoate la suprafață și ți-e clar că iubești o persoană care e departe de tine și tu îi scrii și aștepți scrisori înapoi. Asta este iubirea adevărată. Mă aminteam și eu în tinerețe, cum era. Dar destinul acestui personaj, pictor, mai mult sau mai puțin scăpătat, mai mult sau mai puțin bine văzut în funcție și de vremuri, care din primele pagini moare, se produce un accident și există, bineînțeles, o adevărată anchetă. Deci, ne oprim aici, da. Urmează, pe care o urmărește inclusiv și jurnalistul. E și un thriller cartea, nu? Da, poți să urmărești ca pe o poveste polițistă. Se poate vedea și așa? Sigur că da, bineînțeles. Adică a spus pe mai multe planuri. Care e adevărul? Cine l-a omorât și de ce? Povestea simplă, aș putea să spun două vorbe
Despre poveste este un pictor, ucenicește la un alt pictor. E aici o discuție despre relația asta Pigmalion și ucenic. Între, așa, m-a interesat între maestru și ucenic. Nu? Cine e valoarea adevărată, maestru sau ucenicul? Adică pictorul Costache Zugravu sau Adam Bruno? Cine este adevăratul pictor? Cine e maestru? Și m-a interesat, și acum m-a interesat să scriu ceva așa. Mă pasionează această relație între mentor, da? Mentor și cel care îl urmează, ucenic. Acest personaj, Adam Bruno, are necazuri cu regimul, pentru că era cam slobor la gură. Ajunge în pușcărie, dar nu accentuez pe această latură. Nu e roman cu pușcărie, cu deținuți, nu e nimic. Chiar începe când el iese de pușcărie. Da. Când n-am vrut să scriu despre pușcării și despre... am scris atâta. Dar există voci care îl acuză că e un dezertor, că e un nenorocit, că e un... Nu, aici apare ce se întâmplă. Și apoi urmează Revoluția. Deci, chiar din 1989. Da, vorbim de 89. Este un roman al Revoluției. Are multe pasaje care vorbește despre asta. Dar prin prisma unor destine individuale. Nu este o teorie a Revoluției. Am și scris cărți despre Revoluție, teoretice, dar aici vorbeam de o poveste. Romanul este o poveste în esență. Și grupul în care el umblase în perioada din anii 80, acum se coalizează și îl inventează ca un fel de erou. Revoluționar care a murit la baricadă, eroic. Ba chiar cu valențe care s-ar impune atenției bisericii. Nu. Apare un mit, mitul lui Adam Bruno. De ce? Pentru că dacă ei aparțineau de acest om care era acum șușu mulțimilor, da? Adoratul mulțimilor, zeu poți revoluționa, aveau și ei de profitat, nu? Da. L-am cunoscut. Ne-am întâlnit. Am conspirat împreună, nu? Cam așa era. Și îl ridică, îl inventează. Și au o mare surpriză când el apare, că dispare. După Revoluție nu mai e pe nicăieri. Când el spune, n-am fost acolo. De ce inventați chestiile astea? Ține și un discurs în piața universității în care repetă această chestiune, iar lumea îl aclamă. Eu am fost acolo și știu bine atmosfera. Așa. Practic în fiecare seară am vorbit acolo. Și știu, trebuia poate un roman întreg să scriu numai despre asta. Aici un singur capitol. Și această atitudine lui de a sfida pe cei care, așa zic ei, l-au inventat, da? Îl duc dincolo, încep să-l deteste, să-l izoleze, îi doresc moartea, pentru că dacă ăsta vorbește gura fără el și el spune că nu e adevărat ce mint ăștia, da, au o problemă de legitimitate, în primul rând. Ei vreau să au fost elita înainte și vor să fie și acum după Revoluție, tot ei. Uh-huh. La vremuri noi, tot noi, nu? Un slogan pe care unii îl știm. Da, da, l-am trăit acolo, nu? Și în așa 30 de ani. Și ajung la ceea ce se întâmplă în roman, a spus una astăzi mai devreme, nu vreau să repet, ajung să nu-l mai dorească, ajung să-i dorească pieirea. După ce l-au inventat ca pe un idol. Da. Există doi autori, teoretic vorbind, care este în primul rând Francis Bacon, Noul Organon, unde vorbește despre idolii societăților, cei patru tipuri de idoli, și care mi-a lăsat o mare impresie când eram student. Am făcut filosofie. Mi-a făcut o mare impresie și a fost una din cărțile mele de căpătâi. Și apoi este o autoare americană, Catherine Verdery, care vorbește românește perfect, ca în Maramureș, că a venit aici încă din anii 70-80 cu cercetări, care a apărut și în românește încă din 1991 despre cariera corpurilor moarte. Deci cum s-au întâmplat după Revoluție aceste schimbări care anumite mituri au fost demontate, nu ne-am notat noi cu statuile, cu Olo Antonescu, de pildă, sau cu schimbări de nume de străzi, în care personaje care au fost ipostaziate de regimul trecut, acum au fost neantizate și invers. Da. Am descoperit niște figuri pe care nici nu știa, n-am învățat în școală despre diferite episoade, personaje, din istorie le-am descoperit după Revoluție.
ce rol marcant au avut. Totul s-a răsturnat, dar toate țările din Europa de Est, unde au avut loc schimbări de regim, da? Aceste răsturnări m-au interesat foarte tare. Și cu personajul meu, și el basculează, nu? De la fi ignorat, calomniat, denunțat de propriul lui prieten, că de-aia ajunge la aiut, ca după Revoluție aceleași persoane să-i ridice un soclu și să zică că e un semizeu. Și apoi, înapoi, da. Că nu le mai convine, da? Că nu le mai folosește interesele. Asta este, pe scurt, istoria cărții. Adam Bruno a luat ceva din viața dumneavoastră? Ați pus în el... De ce îmi puneți această întrebare? Cea mai grea întrebare. Mie mi s-a părut că l-ați încărcat cu un destin personal, dar împrumutând elemente din diverse... Acum să știți că în toate romanele autorii își pun și ceva din biografia lor, anumite episoade, scene, personaje cu care se intersectează. Nu e neapărat un roman autobiografic. În acest sens, da. Romanul poartă cu el întrebările mele și episoade pe care le-am trăit. Dar nu este un roman autobiografic. Nu, dar mi s-a părut la un moment dat că văd ceva din Revolta sau înțeleg ceva din Revolta dumneavoastră, fiindcă sunteți scriitorul care v-ați bucurat de o atenție specială cu ghilimele de rigoare. Așa. Și înainte de 89 și după 90, da, din păcate. Am fost cenzurat și înainte și după, am avut coliziuni cu organele și înainte și după, deci... Nu v-ați împăcat cu toată lumea, asta da, pe de o parte e normal, dar nu pe cred că trebuie să scrii pentru toată lumea sau să fii plăcut pentru toată lumea. Trebuie să ai câțiva oameni care te simpatizează, te înțeleg, te iubesc, te citesc, pentru un scriitor, dacă eram medic sau avocat, aveam altă agendă, dar ca scriitor trebuie să ai cititori. Haideți să vă spun o scenă. Așa. În urmă cu 3 sau 4 zile eram pe la piața Matache, unde eu merg să fac coșnița cu nevastă. Așa. Ea șofează, eu nu șofez, eu am două mâini stângi. Am avut mașini, dar am renunțat. În anul 2000 am refuzat să mai șofez. Și a oprit lângă noi un 4x4 de Sibiu, mă măgăoaie așa. Șoferul s-a uitat în mașina noastră, noi avem un Volkswagen de ăsta mic, Golf. Așa. Și mi-a zis, vă recunosc, sunteți Stelian Tănase. Da, cine să zic, m-o fi văzut la televizor. Să știți, să-mi aduc exact replica lui, că m-a impresionat foarte tare, trebuie să-mi vă spun. A zis, dumneavoastră, ne țineți în viață cu cărțile dumneavoastră. Asta e o vorbă mare, foarte mare. Și a plecat. Am început să-l opresc, să cobor, că aveam niște mașini, niște cărți, să-i dau autograf, să-l întreb asta. Luat-o pentru că e foarte recentă, cu două săptămâni a avut loc lansare. Dar au uitat și cărțile dumneavoastră ne țin în viață. Tare, nu? De neimaginat așa ceva. Un om care nu l-am văzut niciodată, nu știu cum îl cheamă, nici numărul mașinului l-am luat, că-l găseam. Da. Lucruri care chiar vă țin în viață. Nu, asemenea... Asta te ajută să scrii, să exact. Mergi mai departe. De-n fond, de ce să mai mă duc acum acasă să mai scriu câteva ore ca să mai scriu o carte? Că am scris 10. La ce îmi folosește? Că bani nu câștig din asta? Glorie nici atât? E doar bucuria dumneavoastră și a celor care vă... Plăcerea de a scrie. Exact. Plăcerea de a scrie. Și e dracu acolo, domne, e satan. Dincolo da, nu e nimeni. Dincolo nu e nimeni, dar e satan, nu? Poate să spună cineva, că eu nu spun asta. Sau putem fi și noi înșine cu demonii, da, și cu îngerii. Oglinda. Da. Apropo și de pictura, nudul în oglindă, din carte. Carte prima dată s-a numit Nud în oglindă, care am schimbat cu acesta dincolo de nimeni, că mi s-a părut că poartă mai bine sensurile cărții. Și Nud în oglindă a rămas așa ca un capitol. Este tabloul pe care el îl pictează lui Sasha. Da. O pictează pe Sasha. Nud în oglindă, așa e. Care este, se pare, capodopera lui. Adică e pictată cu dragoste. Adică un pictor îndrăgostit de modelul lui care face portretul iubitei. Asta este dișma, tributul pe care el îl plătește destinului.
Mai vreau să mă întreb ceva. Noi toți cititorii care vom, care am deschis sau vom deschide această carte, urmărim firul acțiunii prin prisma ochilor, prin ochii jurnalistului Ghiță Macarie, care cred că am împrumutat măcar câteva lucruri de la Ghiță Pristan, da? O, bineînțeles. Păi de-aia îl început avea alt nume. Și la sfârșit, chiar în ultima corectură, am zis Ghiță. Mi-a plăcut enorm acest nume. De cei mai multe ori în carte e doar Ghiță. Ghiță. Atât. A care e, cred că vine într-un singur loc sau da, în două, da, nu mai amintesc. Dar are încă din primele pagini o replică similară cu a lui Prislandar și spune, domne, sunt în misiune, trebuie să fiu atent, trebuie să-mi fac treaba pentru care chipurile sunt plătite. E michiduță, e... Personajul care leagă... Care forfotește, leagă lucrurile. Dar este și Rastiniac, adică carieristul care vrea să facă o carieră. Asta este de la... taxiul care m-a adus și trebuie să vă spun că am făcut o oră jumate până aici. Da, e o nebunie întreagă cu trafic pe vremea în care... Gata, suntem liberi. Pe vremea în care vorba aia, erau mai puține mașini, erau și alte timpuri, parcă eram mai fericiți. Am stat într-un punct 28 de minute fără să ne mișcăm un metru. Ceva groaznic, de neimaginat. Era ca la Stalingrad. Coloanele de tancuri. Asta apropo de maniera în care scrie Stelian Tănase, fiindcă cu aceeași ușurință aveți o carte de, nu știu, despre istoria Bucureștiului. Cea de anul trecut cu... Zvonuri despre sfârșitul lumii, despre sovietizarea, exact, României, a Bucureștiului în principal. Care din nou aduce în prim plan Bucureștiul cu totul puțin bulversat. Da. Exact. Și mi-a plăcut la un moment dat, v-am văzut cu ochii minții, bineînțeles, zic, uite, domnule, un om care scrie într-o vreme în care noi ceilalți ne dăm cu capul de toți pereții, uite ce țară trăim, cu câte probleme avem, și zic, parcă ar fi... Pe care ne creăm singuri. De multe ori. Și zic, parcă ar fi fiul lui Ionuca Caragiale, Mateiu, care în vremea în care nemții intrau în București, ca să-l ocupe primul în primul mondial, mondial, de asta a început să scrie Craii de Curte, Craii de Curte Vechi. Pe strada Covaci, numărul 3, la Cârciuma Iordache. Ca să vedeți, după cum vă spuneam, că e un foarte bun... Acolo se întâmplă. Cunoscător al istoriei București. Lumea fugea din București, în refugiu la Iași, da, da, da. Și el se ducea acolo seara de seară ca să aibă viziunea lui Pașadia, lui Pirgu, pe Nacorcodușa. E cam așa v-am văzut. Zic, uite, domnule, Stelian Tănase se duce la birou, scrie, noi restul ne dăm cu capul. Trebuie să mergi contra curentului, nu trebuie să mergi pe sens unic. Când într-o sală toată lumea e de acord cu tine, ești în mare pericol. Și eu totdeauna am fost contra curentului, așa, natural, nu în sensul de a face zgomot sau detest scandalul, discuții. Vedeți că multă lume, sau cine mă înjură, are 90% șanse să nu dau replica. Nu sunt interesat să polemizez cu nimeni. Spune-ți mesajul tău, e bun, toată lumea e de acord, suntem fericiți, eu îl spun pe al meu, vedem care trece. Vedem peste 100 de ani la Belu, bineînțeles, ne întâlnim între mărminte acolo. Vă ia sapă deja, să știți că zgrăbiți. Știți scena din Hamlet când se întorc în regat și... Cât timp ați muncit la cartea asta? Are o poveste întreagă aceasta. Primele fragmente, de a spune fragmentul esențial al cărții central, care e axul cărții și l-ați identificat care e, l-am scris în urmă cu 30 de ani la Washington sau la Los Angeles. Nici nu mai știu, vedeți cât de tulbure sunt. În carte zice Los Angeles. Los Angeles. De ce spun Los Angeles? Pentru că leg asta de întâlnirile mele cu Michael Haim, care era, a murit sărac, cancer prematur, era un om genial, preda limbi slave la UCLA, unde și eu eram profesor. Și pe discuțiile cu el, el era traducător din rusă, din cehă, din poloneză, a făcut multe traduceri pentru piața americană, a tradus Solzhenitsyn, a tradus Kundera și așa mai departe. Mm-hmm. Toți sunt traducători, cred că și Bulgakov a tradus. Și după discuții lungi, că și eu sunt pasionat de sovietologie, de comunism, de lucrurile astea, nu în sensul că îl iubesc, dar am fost un cercetător și sunt în continuare pasionat. Și acum lucrez o carte despre lumea comunistă
în anii 60. Alimentat de aceste discuții pasionate, am început să scriu această carte, care se numește Astăzi, dincolo nu e nimeni. Și scena aceea din piața universității, atunci am scris-o. Adică foarte aproape de momentul istoric, da. În sine. Păi venisem de la București, încărcat cu toată acea experiență, cu toate trăirile. Eu am fost acolo, pe străzi, tot timpul, când s-a întâmplat. Și atunci am avut așa o iluminare. Când am ajuns la București, că am stat puțin atunci, a fost un stadiu de 3 luni. Așa. N-am putut să mai scriu, pentru că nu mai era același climat care să mă stimuleze intelectual sau emoțional. Și am început așa să mă târăs, totul să continui, îmi dădeam seama că am un subiect mare. Și până acum l-am târât. M-am oprit, am reluat, a avut 5 sau 6 versiuni cartea până astăzi. Când am scris sfârșit anul trecut am terminat-o, nu mi-a venit să cred. Dar nu mi-a venit să cred. Adică cum nu mai scriu la dincolo nu e nimeni, atunci îi spunea nu din oglindă. Nu-mi venea să cred. Instinctul meu era dimineața când mă scol la ora 4, mă duc la computer să scriu. Și nu mai trebuia să fac asta, pentru că totul era la cheie, închis. Dar m-a târât 30 de ani, o obsesie. Sigur că între timp am scris alte cărți, am făcut televiziune, am fost în Parlament, am avut o viață normală, de om normal. N-am scris numai asta, dar cu intermitențe tot timpul m-am întors la ea. M-am întors la această poveste pe care eu o povestesc aici, pe care o spun aici. Da, mi se pare că e și o comedie foarte bună pentru vremea asta în care trăim. Poate cineva vrea să facă un film, aș fi foarte încântat să văd cum ar gândi cineva un film, că e foarte cinematografic. După cartea asta. Da, e foarte cinematografică. E un scenariu, de fapt, are tensiunea unui scenariu, o anumită viteză. Da, cu tot felul de întâmplări, de răsturnări, de situație. Exact. De personaje care apar foarte bine conturate și care te surprind cu tot felul de idei. Bine, acolo e ca un teatru de marionetă, un teatru de păpuși. Fiecare este un caracter, e ceva imediat identificabil, după nume, nu? Trebuie să ne luăm la revedere, fiindcă timpul discuției s-a dus, dar într-un minut v-aș ruga cu siguranță, dincolo nu e nimeni, s-a terminat. Să vă spun ce scriu, nu? La ce mai lucrați? Aștept să iasă în librărie o carte care este la editură și care se numește Viața lui Panaitis Strati. Mă refer la viața lui, la biografia lui, mai puțin la operă, deși eu sunt un mare iubitor de Panaitis Strati. La prima dată am ținut o conferință la Teatrul Național, acum 25 de ani. E veche pasiunea asta. Da. Nu mi-a plăcut în tinerețe Strati. Este o pasiune mai de bătrânețe. Și aștept să iasă. Ea e scrisă, e terminată. În același timp, o altă carte care se află la aceeași editură, Corint, se numește Europa la 4 mâini, care trebuia să iasă mai demult, dar acum sper totuși a noastră editură să reușească să o tipărească și să o scoată pe piață anul ăsta. E de portretul a 23 de orașe europene unde eu am fost. La 4 mâini, se zic că am fost cu soția. Da. Ne-am împărtășit impresiile. Chiar am invitat-o să scrie, dar nu... N-a vrut. Nu știu dacă n-a vrut, cred că e foarte ocupată. Și umblă smonul în oraș? Acum scriu, să vă răspund și la întrebare. Așa? Ce scriu? Scriu o carte care se numește Mustățile fermareșalului Mackensen. Care e vorba... Cel din primul război mondial? Este vorba de ocupația puterilor centrale asupra Bucureștiului între 1916-1918, decembrie. Sunt aproape gata, pentru că... Un proiect vechi din 2008, la care tot... Eu scriu un termen lung, eu nu mă grebe. Și când termin o carte, nu mă duc imediat la editură. Poate să stea... Aha. Am stat cu una 16 ani în sertar până am dat-o. Și sper să o termin anul ăsta și să o dau unei edituri. Am 2 oferte deja. Asta m-a bucurat pentru că am publicat pe Facebook niște fragmente. Și surprinzător, în aceea săptămână am primit 2 telefoane de la 2 editori importanți din România, care mi-au spus...
că sunt interesat să o publice. Cu unul m-am trezit acasă. Adică am venit acasă și haideți să colaborăm, să facem ceva, vă citesc cu tare. Mă rog, lucrurile astea convenționale, nu trebuie luat foarte în serios. Mulțumim foarte mult! Cu siguranță veți mai trece pragul și vă arăt cartea, emisiunii vedeți? Noastre. Dincolo nu e nimeni. Umblă zvonul în târg că o să avem și o ediție a doua de la Zvonul despre sfârșitul lumii. De-abia o așteptăm. Cu Stelian Tănase și interviuri neconvenționale vă promit că ne revedem curând aici la Canal 33.